Marea mea mare. Să vedem. Marea mea mare 3. Hai că pe astea nu le-am văzut chat. O vedem și pe asta și după aia ne băgăm la joc, da? Marea mea mare 3 e fără îndoială cel mai așteptat episod de pe canalul ăsta. Și dacă True. Marea mea mare 2 a strâns 80.000 de like-uri într-un mod foarte neașteptat, okay. Pentru că nici eu acum un an feedback din partea voastră, atunci sigur episodul ăsta, Marea mea mare 3, poate să strângă 100.000 de like-uri. Știu, e mult, e pentru prima oară când îmi propun un goal de genul. Iar dacă o să se facă într-adevăr 100.000 de like-uri, automat sunt obligat ca într-o lună. Mâine plec la muncă la ora 4, really? Marea mea mare 4. Adică nu o să se mă, chiar, noi ce jucăm în seara asta? Mai apare un episod. Pentru cine nu știe, Marea mea mare e o compilație mare de mimuri, mimuri făcute de mine și de alți creatori de conținut foarte mișto. Iar ca să vă dați seama care este mimul, aproape fiecare creator de conținut își lasă logo-ul pe clip. Așa că dacă vă place în mod deosebit un edit, mergeți și căutați pe Instagram sau pe TikTok după username. Pentru că e foarte posibil să mai găsiți și alte clipuri bune de la ei. Așa că follow. Regulile sunt simple. Comentați pe parcursul clipului minutul și secunda. Hai mă că știm, știm. Mai mult. Ăla la care a trebuit să vă opriți puțin la cât de panorama a fost. Iar dacă nu v-a plăcut, nu uitați că mereu puteți să Mark Zuckerberg. Ce se întâmplă? Dacă episodul 2 din Marea mea mare a avut ca tematică Minecraft-ul, Minecraft-ul se împrunte în jurul mimului cu Țuica, dar nu numai. Și la finalul clipului o să aflați în sfârșit din ce e făcută Țuica. Fără alte introduceri, e făcută din prune. Ok. Mamă, ce mi s-au crăpat buzele, chat, e game over. Cine sunt ăștia, mă? Bă, ce-a zis ăla, mă? Ce mănâncă vedetele? Kanye West? Kim Kardashian West? Îmi place să mănânc scârlăte... Bă! Abi Talent Gumă? Bogdan Tekeș? What? Wait, stai așa. Deci de ce mănâncă Tekeș un pește, dar gen fără cap? Alexandru Pârgaru, gen o albină și o muscă. Oh, wait, ah, right, ok. Ian și Asteca. Pătrunjel, understandable. Dorian Popa. Gen, praf de ăla, trebuie să iei proteine ca să mergi la sală, ok. Alberto Grasu. Ok, fitting, fitting. Bromani. Am înțeles. Wow. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Sunt ok, bro. Vă sfărați, domnul, o baie unde să mă piși. Nu, nu vorbesc cu mine. Doamne ferește. Țineți-vă bine. Mi-a adus marfa. Nu. Vreți suică? Bună, naturală, de 2 ani de zile. Cât costă? Cât costă? E 7 lei, e 7 lei unul de ăsta. Nu plătesc așa de mult pentru o bucată. E bună, mă, naturală, m-am venit în comuna Mihai. 5 ron. 5 ron. 5 lei, mă, 7 lei. Dar am nevoie. Lasă-mă, bă. Chill, omule. Uite banii. Bun, ia, uite. Pișat! Why are you gay? Vai, ce penibil. You are gay. No, no, no. No, ăla nu-s eu. Mai e momente în care, bă, simt că sunt un pic supraturat. You are a transgender and you're a gay rights activist and an outspoken lesbian, homosexual. Sunt 90% arhi. În primul rând, fii atent. Oh. O să mă înțelegi imediat. Pentru că întotdeauna am fost metrosexual, narcisist, bababa, bububu, cum se mai numește acum. Oh, da? Bune! So who is gay? Bune, eu fac video chat. O să-i facem cel mai tare prank. Urăsc prank-urile. De supraveghere. Urăsc supravegherea. Să vedem în timp ce se întâmplă toate lucrurile, tot ce face zmără cu această cameră, pentru că e prin Wi-Fi și te poți conecta la ea oriunde ai fi în lume. Hai să vedem, avem feed-ul? Gata, perfect, o vedem. Doamne! Gata, mă, bă, mă duc, uite, m-am dus. Mă duc să-i sting lumina. Alo? Vin? Te-am spart, te-am spart, te-am spart, te-am spart, te-am spart, te-am spart. Wow, 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 ce-am simțit când am pus limba acolo. Ce, Dumnezeu? Bă, Johnule, hăt, tată, deci treaba-i din ce în ce mai dubioasă, să moară Jackson. Bă, te salut, te pup. Stai un pic, că nu-i de Caterinca. Am o rugăminte mare la tine. Ai 2 minute? Nu stă în caracter, dar acum s-a întâmplat. Ai să-mi dai și mie, te rog, 60 de milioane până duminică? Tu și femei la produs? Și-ți dau banii, 60 de milioane. Bă, Cătălin! What the... Bine, mă. Așa rămâne. Oricum, era o mare vrăjeală. Eu fac un vlog frumos și sunt și eu prietenii apropiați să-i pun în problemă, dar se pare că toată lumea are 60 de milioane, ești nebun.
Wait. Toată lumea are sau n-are? Eu i-aș fi dat lui Dorian. Provi. Oh, no, no, no. Deschide gura, printre gingii, dragă stomacule, să te ții. Ei, cel puțin mi-a rămas măslina. Dacă mai faci să-l dați pe live, credem că opresc live-ul și îți rup ori din cap. Am văzut niște filmări cum aruncă cu grenăzi și bombe. Bă! Ce se rugau oamenii într-o biserică și îi luau, îi băteau, luau copii mici, gen copii care aveau ghiozdanul în spate. Nu știu unde îi duceau, mulți ziceau că îi omoară și mi se pare super mișto. Tânărul care a construit bombe în casa bunicilor punea la cale atentate sângeroase. I-a trecut prin mijloc să... Du-te, bă, nu... Oh, no. E bună, mă, de 2 ani de zile. E bună, de 2 ani de zile. Aoleu, editurile astea. E bună, mă, natural. Nu pot să cred asta. Mamă, ce râdește. Astăzi. Splash. Vedete la apă urăsc capa și vedetele. Măi, băiete, tu ești obișnuit cu solul. 3 metri. Mă, ce se întâmplă? Mă, ce se întâmplă? E bine că n-am televizor să văd de alea. Wow, ce backflip a făcut chat! Contra, cu aterizare în cap. Nu. Din ce e făcut? 7 lei. Din ce? Comuna Mihai, județul Olt. Din ce fruct e făcută? E bună, mă, naturală. Zibră, din ce e făcută? Corcodușe, prună. Pere, mere. Ieri am venit în comuna Mihai. O informație care ne dă Fiori, consumul de stupefiante a crescut alarmant în rândul tinerilor din România, iar cel mai grav, spun reprezentanții Agenției Naționale Antidrog, este că se înregistrează cazuri și la copii de 10 ani. What? Hey, eu pe vremea voastră eram mai șmecher decât sunteți voi acum, da. Niște droguri aici la clip între blocuri. Bă! Nu m-ați găsit de data. Glumea, chat, glumea. Că am pastile la mine. Ce pastile, mă, că la e sirop? Spatele mele, spatele mele, spatele mele, cât de repede alergă, fătu-s morții. Sunteți constipați și nu funcționează niciun medicament? Hai, doamne, că nu mi-aduc aminte unde dracu eram. Ăsta este laptele acidulat, da, ați auzit. Ce, mă? Oh, that's... Dă-te în curul meu! Bă! Vine mâncat, vine tata după mine, cabre, deschid tata ușa, dă cu piciorul. Marius! E mă, tapă, ciclu, hai să fugim! Fugi, Marius! Imogen verified! Tata, bă! Chorus! Ha, fumă pe zbet că mă doare într-un apă, mama ia cade zi. Bă, ia, nu, 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 ok. Ok, ce se întâmplă aici? Bă! Ia lomițean prost. Bă, dar du-te, de ce ești tu noi special? Te-ai uitit să conduci frumos? Dar de ce trebuie să mă rugă la tine ca să conduci frumos? Chiar așa? Ia lomițean prost. Ia lomițean. Bă! La Brașov nu există prioritate? Păi dacă nu mă vezi, ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să te mai asiguri de două ori. Doamne. Și ce trebuie să faci când vezi că ai călcat ca prostul unde nu trebuie? Valentina, hai să-ți spun un banc. Oh, nu. Spune. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă. Ce Dumnezeu se întâmplă? Cât ai să te gândești la gluma asta? Ce ai, mă, că e bună? E din seria, era un ursuleț, dar bicicleta nu era a lui. Uită-te la mine, uită-te în ochii mei și întoarce înapoi privirea mea către sufletul tău și întreabă-te. A meritat? Asta e ce ți-ai dorit? Să faci gluma asta? Acum mă simt prost. Și-a zis mă ăsta de familie, mă? Să tragem un pic. Bă! Bun, sincer, e o aberație totală, adică
Sunt alte dulciuri mai tari decât fumatul, de exemplu, drogurile. Aoleo! Bă, ce? Doamne. Un drog destul de șmecher și chiar e și legal drogul acesta pe care îl consumăm cu... Mă, ce Dumnezeu zice? Bă, de unde Dumnezeu e clipul ăsta așa? Cu Rafa, mă? Vrei să gustați? Vrei să guști? Vrei să guști? Ce? E făcută! E bună, mă, naturală, mă, e... Aaaa! Nu vrei să... Nu vrei să-i băga pune? Păi da, vrei cu 10 lei. 10 lei? A recunoscut! A dispărut printr-un zid de cărămidă. Nu cred! Shaggy, am impresia că ai preferat să mănânci o pizza decât să rezolvi un mister. True! Frumos, grătărele, frumos, sobericic, un vinuleț. Parcă era 7 lei, inflația, bro. Uitați-vă aici. Demarăm acțiunea potesc. Cam asta a fost și cu marea mea mare 3 la asta. Okay, e din prune și corcodușe? True. True chat, true. Marea mea mare. Ia mă, ia stai. Marea mea mare 3, nu-i așa? Am scris memere ca un dislexic. Actually 2. Asta e cu Minecraft, nu chat? Asta e cu Minecraft, ia să vedem. Nu o să apară în ea, nu? Hai mă, că e cu Minecraft, trebuia să apar și eu în asta. Probabil. De fiecare dată când vine cineva la mine să mă laude, topor avioane, editez. Ce face, mă, câinele? Fain, editez prea mișto, niciodată nu mi se urcă la cap. Da, se poate spune că editez acolo decent, cât de cât. Dar nu are rost să zic că sunt expert, pentru că știu că sunt alți creatori de conținut pe Insta și pe YouTube care efectiv rup pe editat. De-aia azi am colaborat eu cu sunt la chat. Content creators pentru a face marea mea mare 2. Da, seria asta pe care o așteptați de ceva timp, pentru că s-au strâns vreo 5.000 de comentarii. Pentru cei care nu știu ce este mare, pe scurt, o compilație mare de meme-uri din ultima perioadă, pe care poate le-ați văzut sau poate nu. Unele făcute de mine, altele făcute de diferiți content creators. Chat, de ce e un pic de verde acolo și acolo și mai multe locuri, actually? De pe Insta. O să le dau credite în clip, bineînțeles, și chiar vă încurajez dacă vă place un credite și mai vreți edituri de genul. Yeah, what the? Iară sunt lipicios de la miere. Așa că mergeți și dați-le follow pe Insta pentru că merită susținere. Așa că eu zic să dau mai tare. Doi din marea mea mare. Ok, gata, am dat mai tare chat. Am dat mai tare. Băi, eu nu înțeleg, la mine se aude ok, dar pentru voi se aude mai încet. Ok. Ok. Episodul 2. Hai să vedem dacă m-am auzit chat, ok? Vară, ce bine cu toți vom petrece. Deci problema nu are în vacanța de vară, e că ne vom distra până trece. Wow! Ce Dumnezeu face Dorian? Hey! Op, lecția numărul 3, domnule, înnoată cheluțul. Gata, tati, hai mai la apă mare. Ce se întâmplă acolo, mă? Dorian astăzi va fugi după această mașină. Mă, stă cu mașina mea, mă. Băi, ciorule, uite-te la el, mă. Bă, ăsta-i prima oară când conduce în viața lui. Mi-e frică de mașina mea, ești nebun? Oh, no. Și acum s-a oprit acolo, ce dracu face? Băi, mâncase. Oh, no. Wow! Hai. Ce te enervează la un bărbat? La un bărbat? Când e cocalar. Păi i-am tăcut. Confusion. Ah, da, sunt top, chiar sunt top așa. Ia arată și la cameră. Dacă e să-i vadă și oamenii, chiar sunt top. Sunt șmecherul. Sunt top. Sunt big blană ceată ea. Bă! I-a picat o pâine și două unelte. What is this? Baia mare. Oh no, trap.
de la jnins, face față la dins, toate pizdele crin. Bă! A mers să te faci. Bă, dar trepării ăștia de ce vorbesc așa de urât, a? De râs, vă rog frumos să vedeți ce am făcut aici în curte. E drept, n-am ieșit aseară. Bă! Jonuțule, n-aveam cum să mergem la notat până nu gustam pepenele ăsta, frate, pentru că eu sunt curios ce gust poate să aibă un pepene din perioada asta. Eu uzi, mă. Bă, eu știu că atunci când pârâi așa, e să poți tu bidul. Doamne ajută, sper să nu fac poc. Nu, sunt doar zemoși, dar nu și dulci neapărat. Bă, se neacă chat. Era să mă nec eu. Oh, no, no. Frate, cine are suficient timp la dispoziție cât să facă chestia asta? Oh, no, Emil Boc! Oh! Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult. Cum se bat aia acolo cu bețele? Cel mai mare banger, Jonuțule. Ce, mă? Este refrenul celei mai nebune piese de vară. Skunks? Truciat. Cine știe melodia aia, chat? Hai să vă povestesc ce a însemnat 2019 pentru mine. Tristețe, durere dacă și suferință. Ce sunt îmbrăcat la costum? Ei bine, așa am fost îmbrăcat la cel mai important eveniment din viața mea. Dar până atunci, hai să luăm cu începutul. Am avut concerte, am făcut filme, a fost un an atât de bun. Ce se mai putea întâmpla? Oh, no! După amiază în sensul de la Alba Iulia, Gami. Care a fost implicată Gami. În rutier. Nu, Gami! Oh, e ok chat, ia uitați-l pe Gami, e ok. Alerga, I don't know who you are. Prietene, stai cu minte. I don't know what you want. Gata, nu mai suport, chiar nu mai suport. Aceleași certuri, discuții zi de zi. Cu cine se ceartă, mă? Oulu. Acum te dai mare cu coară, mare noroc, sărăciu. Bă! I will find you. Cu cine se certă, mă, chat? Bă! Doriane, what the freak? Te rog mai tare. Hai mă, că am dat și mai tare, na. Băi, ce mă speria, bă, fix când mă pregăteam să zic impresionant, nu? Vezi că scuipă, Doriane. În această instanță, voi vrea să vedeți cum se vede de sus. Hai că nici nu-i mare, mânca la tata, ia uite. Ați văzut cum a ieșit, mă? Direct pe intervenție. Doriane, e gri... S-a dus... Deci să iei 40 în gură și asta e premiul. Și mă? Ce drăguț! Ia stai, da, chiar așa a făcut, actually, ia stai. Și asta e premiul. Așa a ce fost și a... Da, un da. Nu, mă rog. Și eu am luat 40 și asta mică, da. Mă, ce... Mă, ce înseamnă că a luat 40? De cine ia mai multe? Păi, Jonele, cam așa arată view-ul din spate, cam așa se aude. Ok. Wow! Acum vă arătăm un pic așa cam cum e vibe-ul pe canam și cam cât de frumos e, Jonule, să te plimbi. Vreau să vă arăt cum pleacă el de pe loc, joacă-o pe asta. Okay. Ia vezi, Jonuțule, de rapajul ăsta, ia-o, joacă-o pe asta.
Wow! Sunteți pregătiți de ce Dumnezeu se întâmplă? Becher, liric prank cu manele din regiment, se va desfășura la fața. A explodat ceva. Copia, mă, ta nu mă frace că sunt prea golan. Poftim? Da, tu nu fii prost să asculti de ea. Soldat, tu! Ți-am dovedit mereu că e pietica mea! În ce familie ai crescut, domne, ești copilul străzii? Bă! Îmi cer scuze, era o glumă. Îmi place că te prefaci că nu știi. Actually, nu, like, dude, la ce te referi, bro? Liricul aia, bro, habar n-am auzit efectiv niciodată în viața mea melodia aia.